În această seară vrem să privim la teismul deschis. Teismul deschis sau poziția deschisă asupra lui Dumnezeu, cum se mai numește, nu este așa de mult, cum ziceam, o religie, cât este o filosofie. Dar filosofia noastră informează teologia noastră. Felul în care gândim despre univers, despre viață, poziția noastră filosofică, prezumțiile noastre filosofice vor afecta felul în care ne gândim despre Dumnezeu. Da? Și această filosofie se regăsește în ziua de astăzi în multe religii și de fapt s-a regăsit întotdeauna în multe religii, în multe culte și așa mai departe, care se consideră creștine. Chiar multe dintre ele se consideră evanghelice. Da? A devenit ceva care este sperietor, dar păstori evanghelici vor argumenta această poziție de multe ori. Am auzit-o chiar la noi în oraș, în discuții cu alți păstori, așa numiți evanghelici. Da? Creștinismul, ca să începem de la punctul corect. Creștinismul istoric și Biblia afirmă despre Dumnezeu că El este omniștient. Și anume că El știe totul. Și când creștinismul spune că Dumnezeu știe totul, este o declarație în termeni absoluți. Nimic nu este în afara științei lui Dumnezeu. Da? Nu este limitat Dumnezeu de absolut nimic. Nu de timp, nu de spațiu, de absolut nimic. Da? Asta este poziția creștinismului istoric. Din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu a cunoscut întotdeauna și va cunoaște întotdeauna totul. Da? Asta înseamnă că nu a existat un timp, chiar înainte ca timpul să existe, dacă vrem să vorbim așa, în care Dumnezeu n-a știut totul. Da? Este important de înțeles acest lucru, pentru că de multe ori când și noi vorbim despre atot știința lui Dumnezeu, ne raportăm la știința lui Dumnezeu cum ne raportăm la știința noastră. Știința noastră este progresivă, știința noastră este limitată, astăzi știm anumite lucruri care le-am învățat până astăzi, mâine vom ști mai multe lucruri. Pentru Dumnezeu nu există limite, nici în timp, nici în spațiu, nici în cunoștință. Da? De altfel, este foarte important că înțelegem faptul că suveranitatea lui Dumnezeu este legată strâns împreună cu omniștiența lui Dumnezeu, cu atot știința lui Dumnezeu și cu atot puternicia sa. Faptul că Dumnezeu știe toate lucrurile și întotdeauna a știut toate lucrurile și că nu există limitele asupra științei lui și faptul că el este atot puternic, adică are toată puterea, nu limitează absolut nimic în afară de caracterul său, el spune și se face, este foarte strâns legat de suveranitatea lui. Suveranitatea lui Dumnezeu nu este doar doctrina biblică că Dumnezeu poate face toate lucrurile sau ar putea fi în control asupra oricărei situații. Doctrina biblică a suveranității lui Dumnezeu este acea doctrină care spune că Dumnezeu este în control asupra oricărei lucruri din universul care l-a creat. Da? Este o distinție foarte mare. Mulți oameni care zic că cred într-un Dumnezeu suveran, cred într-un Dumnezeu atotputernic doar. Adică unul care ar putea să intervină și să facă orice ar vrea el. Unul care atunci când vrea să-și manifeste puterea, și-o poate manifesta și nu există limită la puterea lui. Dar nu cred într-un Dumnezeu suveran. Adică unul care realmente deține controlul asupra creaturii sale. Da? Cei mai mulți oameni nu cred într-un asemenea Dumnezeu. Nu cred într-un Dumnezeu care este responsabil până la nivelul subatomic pentru tot ceea ce se întâmplă în acest univers. Într-un Dumnezeu care nu permite la o moleculă să se miște pe o orbită care nu i-a fost dictată. Cei mai mulți oameni sunt speriați de un asemenea Dumnezeu. Deși Biblia vorbește foarte, foarte clar în multe pasaje că Dumnezeu este în control chiar peste lucrurile care par să fie total la voia întâmplării. Total la voia întâmplării. Deci important de înțeles. Aceste trei aspecte ale lui Dumnezeu, atot știința sa, atot puternicia sa și suveranitatea lui, formează o unitate. Ele nu pot ca să se rupă una de alta. Da? Când afectez un aspect din aceste trei, afectez toată dumnezeirea per total. Bun.
teismul deschis consideră, crede că Dumnezeu știe totul, doar că definește totul ca și fiind altceva. Și anume, ei zic că cred într-un Dumnezeu care cunoaște absolut totul, doar că totul este tot ceea ce se poate cunoaște. La prima vedere, pare foarte inocent. Păi și noi credem că Dumnezeu cunoaște tot ceea ce se poate cunoaște. Dar rețineți, doctrina biblică despre știința lui Dumnezeu este că este o știință absolută. Ca atare nu mai necesită clarificări, nu mai necesită delimitări. Teismul deschis vine și spune, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, dar doar din acele lucruri care pot fi, cunoscute. Da? Haideți să facem un experiment, să înțelegem puțin mai bine ce distinție încearcă ei să facă prin acest concept filosofic. Eu am capacitatea de a cunoaște, de a avea cunoștință, da? Și cunosc anumite lucruri. Dumneavoastră, de asemenea, aveți capacitatea de a cunoaște anumite lucruri, da? Și poate cunoașteți mai multe lucruri ca și mine. Deci toți avem capacitatea de a cunoaște. Acum, teoretic vorbind, dacă mintea noastră ne-ar fi limitată ca și capacitate de stocare, capacitate intelectuală, am putea ca să ajungem noi ca să cunoaștem tot ceea ce se poate cunoaște. Da? Am putea vorbi în acești termeni. Și noi să zicem, din tot ceea ce se poate cunoaște, noi cunoaștem tot. Întrebarea care trebuie pusă atunci pentru noi este, dacă ajungem în această stare, am cunoaște noi ce se va întâmpla mâine? Am cunoaște? Nu. N-am cunoaște. De ce n-am cunoaște? Așa. Corect. În afara bazei empirice nu putem cunoaște nimic. În afara văzului, auzului, mirosului, tipăritului. Corect. Nu putem cunoaște absolut nimic în afara paradigmei. Mai mult de atât, acele simțuri funcționează în anumite dimensiuni. Absolut. Da? În spațiu, în timp și așa mai departe. Deci avem niște simțuri și avem anumite dimensiuni în care trăim. Da? Și alea le limitează. Am putea concepe că dacă avem foarte, foarte multă cunoaștere, da, putem ca să cunoaștem ce s-ar putea întâmpla mâine. Și am putea chiar ca să ajungem la o precizie destul de mare. De exemplu, părinții care își cunosc copiii foarte, foarte bine la un moment dat, știu exact ce s-ar putea ca să se întâmple cu copiilor, ce ar putea să facă copiilor. Da? Dacă tu lași pe copil, de exemplu, singur în bucătărie, și lași niște biscuiți pe masă și pleci de acolo și te întorci peste jumătate de oră, tu ca și mamă sau ca și tată cam știi ce s-a întâmplat. Da? Copiii au luat dulciurile. E clar. Da? Cum știi asta? Păi știi asta prin experiența care ai avut-o în trecut. Da? Dar, dacă ai intrat în bucătărie și ceea ce ai crezut că se va întâmpla nu s-a întâmplat, nu e nicio cădere din har. Problema este când aceeași teorie se aplică lui Dumnezeu. Și anume, Dumnezeu este limitat la a cunoaște ce se poate cunoaște și cunoașterea lui viitoare este doar teoretic. Pentru că la Dumnezeu, dacă ceea ce El știe că se va întâmpla nu se întâmplă, este o cădere din har. În sensul că El nu mai este Dumnezeu. Da? Teismul deschis răspunde cu privire la Dumnezeu. La această întrebare, dacă El cunoaște în termeni absoluți ce se va întâmpla mâine, cu nu. Ei zic că Dumnezeu nu știe în termeni absoluți ce se va întâmpla mâine, pentru că încă mâine nu există. Și mâine n-are cum să fie cunoscută. Dumnezeu poate ca să știe ce s-ar putea întâmpla mâine. Dumnezeu poate ca să știe toate variantele a ceea ce s-ar putea întâmpla mâine. Dumnezeu poate ca să știe și ceea ce ar fi probabil să se întâmple mâine. Dar Dumnezeu n-are cum să știe în termeni absoluți. Da? Pentru că așa ceva nu poate fi cunoscut. Asta este într-un sâmbure esența acestei filosofii. Cum vei zice, frate, eu așa ceva
n-am mai auzit în creștinism. Da? Haideți să ne uităm un pic la principalele învățături ale acestei filosofii transpuse în creștinism și sunt convins că veți regăsi multe aspecte chiar în mediul evanghelic. Cei care afirmă această filosofie, creștini vorbind, zic în felul următor. Ei zic că cel mai mare atribut al lui Dumnezeu este dragostea lui Dumnezeu. În sensul că dragostea lui Dumnezeu este elevată peste celelalte atribute. Toate celelalte sunt subordonate dragostei lui Dumnezeu. Și orice interpretare a Scripturii și orice înțelegere a lui Dumnezeu trebuie să privească mai întâi la dragostea lui și să subordoneze orice atribut dragostei lui. De exemplu, unii ar spune, Dumnezeu, din dragostea care o are pentru omenire, și-a limitat atributul suveranității lui. Asta se predică în România. Dumnezeu a subordonat un atribut al său, și anume suveranitatea lui, sau cunoștința lui, față de dragostea lui Dumnezeu, care este esența lui Dumnezeu, este cel mai important atribut. Da? Biblia nu ne învață așa ceva. Biblia ne învață că Dumnezeu este în perfect echilibru. Că Dumnezeu este în mod perfect sfânt, în mod desăvârșit bun, în mod desăvârșit dragoste. Dumnezeu nu este mai mult dragoste decât este sfințenie. Dumnezeu nu este mai mult puternic decât este știutor sau alte atribute ale Lui. Da? Și Dumnezeu este perfect în toate atributele Lui. Și cei care aderă la această filosofie teologică fac diferență între atributele lui Dumnezeu, preferând, de exemplu, dragostea lui Dumnezeu peste știința lui Dumnezeu sau peste suveranitatea lui Dumnezeu. Da? 2. Cei mai mulți afirmă voința liberă a omului în sensul autonomiei omului. În sensul că omul este neîmpins asupra lui de niciun factor și voința lui nu este afectată de natura păcătoasă. În sensul că este în mod egal omul abil să aleagă între două opțiuni morale fără ca să fie împins sau afectat într-un fel de natura sa păcătoasă. Da? De altfel, dacă ne uităm la disputa istorică între calvinism și arminianism, da? Care sunt cele două ramuri mari a felul în care creștinismul a înțeles, chiar înainte să fie acest termen, până la urmă au fost aceste ramuri, în care a înțeles problema liberei voințe, da? Și problema predestinării. Și calvinismul și arminianismul recunosc că omul nu este autonom. Că omul, prin faptul că este decăzut în păcat, este afectat, alterat în libertatea lui. Că preferă păcatul și nu preferă binele. Că iubește întunericul, cum spune Biblia, și nu iubește lumina. Arminianismul, istoric vorbind, a încercat ca să rezolve această problemă prin așa zisă doctrina harului prealabil. În care ei zic că Dumnezeu dă un har prealabil sau un fel de har general prin care la un moment dat îl abilitează pe om ca să ia o decizie neutră. Da? Îl pune într-o stare, temporar vorbind, în care e cercetat și în care îi se pune în față ce este bine și ce este rău și dacă omul respinge ce este bine la acel moment sau după acea cercetare sau după multiple cercetări, e lăsat în voia minții lui blestemate și cu atât. Gata, și-a ratat șansa. Da? Dar recunoașteți faptul că acest sistem teologic recunoaște realitatea că omul este decăzut în păcat. Că voința omului nu este autonomă, echidistantă față de bine și față de rău. Da? Calvinismul, evident, doctrina reformată, spune în niciun caz așa ceva. Omul este mort în păcatele sale, omul este sub robia prințului acestei lumi, da? Și cum zice Efeseni 2, dar Dumnezeu, din pricina dragostei lui, ne-a adus la viață împreună cu Hristos.
Omul din starea de moarte este smuls de Dumnezeu de acolo, este scos afară din mormânt și este adus la viață. Nu este un har prealabil care îl pune într-o stare neutră. Este un har eficace care îl mântuie, care îl aduce la viață. Și acest tablou îl vedem peste tot în Scriptură. Da? Lazar, de exemplu, fiind un tablou fenomenal. Dumnezeu nu a zis prin Hristos, Hristos n-a zis, ok, Lazar, știu că ești în mormânt, Îți dau să alegi acum, ești neutru, ce vrei? Vrei să rămâi acolo sau vrei să fii afară? Vrei să fii afară? Ok, ieși afară. Nu așa a funcționat, da? Hristos a stat în fața mormântului, Lazar a fost mort, Lazar reprezentând moartea noastră și neputința noastră și Hristos a zis, Lazar, ieși afară. Și harul lui Dumnezeu este de asemenea eficace, da? Teismul deschis vrea să evite total această problemă biblică a căderii în păcat. Și zice, într-adevăr, cei mai mulți teiști deschiși creștini zic că păcatul este real, zic că căderea este reală. Doar că căderea nu afectează voința noastră. Păcatul nu afectează voința noastră. Și dacă am vrea, am putea să alegem binele, să alegem lumina, la fel de neîmpiedicați cum alegem răul și alegem întunericul. Da? Asta zic ei. Problema este că Biblia nu spune așa ceva. Biblia spune că omul a căzut în păcat, Biblia spune că inima omului, rațiunea omului, dar mintea noastră este întunecată din cauza păcatului. Simțurile omului, afecțiunile omului, toate aspectele sentimentale, mentale, duhovnicești, spiritual vorbind, toate acestea sunt afectate de păcat. Nu suntem neutri, nu suntem agenți liberi morali din această perspectivă. Da? Prin contrast, Biblia ne spune că omul este liber să facă tot ceea ce vrea, doar că natura lui păcătoasă afectează ceea ce vrea. Da? Noi asta credem. Omul e liber, omul ia decizii libere, dar libertatea asta este limitată de natura lui. Tu nu poți, făcând ceea ce vrei, decât să faci ceea ce vrei. E simplu de înțeles. Tu nu poți să faci ceea ce nu vrei. Tu nu poți să faci ceea ce nu stă în natura ta. Da? Nu poți. Nu poți. La fel cum un câine nu poate să zboare. Oricât ar vrea el. De ce? Pentru că e câine, n-are aripi, nu-i natura lui să zboare, da? Și un păcătos nu poate să facă decât ceea ce în natura lui, da? Voința noastră, de spune Biblia, că este afectată de păcat. Nu suntem echidistanți între bine și rău. Biblia ne prezintă ca slujind unui stăpân. Înainte, stăpânul nostru era păcatul. Acum stăpânul nostru este Hristos. Libertatea adevărată nu este lipsa de stăpân. Este a avea pe Dumnezeu ca și stăpân. Asta trebuie înțeles foarte, foarte clar. Da? Și în ziua de astăzi, de asemenea, să predică multe amvoane că omul nu are nevoie de o intervenție specială a lui Dumnezeu, de o lucrare supranaturală a Duhului Sfânt, ca să ia o decizie pentru Hristos, ca să creadă, ca să se pocăiască. N-are nevoie. Sunt predicatori care spun că tot ceea ce e nevoie e ca să omul să înțeleagă în mod intelectual. Așa că dacă cineva este confruntat cu Evanghelia și nu crede, tot ceea ce e nevoie e să-i mai explici mai bine, mai corect, până când informațiile acelea formează o unitate completă în mintea lui și până la urmă el va avea posibilitatea, pentru că are abilitatea internă, să zică da, face sens. Biblia nu învață așa ceva. Biblia spune că omul firesc nu poate înțelege lucrurile acestea, că trebuie cu discernământ duhovnicesc. Biblia spune că omul căzut în păcat nu vrea să se supună legii lui Dumnezeu, ba mai mult nu poate să se supună legii lui Dumnezeu. Și astăzi sunt foarte mulți predicatori, în România vorbesc, nu mai vorbim de America și alte locuri unde sunt toți nebunii, da? 3. Teismul deschis afirmă, într-un fel sau altul, e nuanțat, evident, că Dumnezeu nu cunoaște în termen absolut viitorul. De exemplu, dacă îi vei întreba Dumnezeu, dacă nu cunoaște viitorul, cum a scris prin Ioan cartea Apocalipsa? Nu, Dumnezeu știe
aproximativ cum se va sfârși istoria. Dar, de exemplu, nu știe exact toți cei care vor face parte din biserica răscumpărată. În Apocalipsa 7, de exemplu, unde se descrie gloata cea mare care nu poate fi numărată, Dumnezeu nu știe exact cine să ia. La sfârșit va vedea și el, dar el știe până la urmă că va putea, prin puterea lui, să conducă istoria la rezultatul dorit de el în termen mari, da? Dar nu știe neapărat că pe Liliana o va putea conduce acolo. Că până la urmă Liliana e autonomă și face ce vrea ea, sau Ciprian, sau eu, sau altcineva, da? Ea afirmă că Dumnezeu nu cunoaște în mod absolut, în mod cauzativ, viitorul. Și ei zic că asta poate fi pentru că Dumnezeu nu poate cunoaște, în sensul că nu poate cunoaște ceea ce nu există, dar își poate propune anumite lucruri sau își poate imagina că vor exista, dar dacă nu există, n-are cum să le cunoască în mod absolut, sau pentru că Dumnezeu alege să nu le cunoască, adică își limitează cunoașterea lui a viitorului, chiar dacă ar putea să le cunoască. Și cei mai mulți care se află în tabăra aceasta vor zice, își limitează cunoașterea lui a viitorului ca să nu violeze, să violenteze prin cunoașterea lui libertatea ta. Adică dacă Dumnezeu ar ști absolut tot ceea ce se va întâmpla de mâine până la sfârșitul istoriei, tot ceea ce se va întâmpla nu mai ține de libertatea ta. E scris în tablete de piatră. E scris în piatră, în mintea lui Dumnezeu, ca atare tu mâine n-ai ce să faci decât ceea ce Dumnezeu știe că vei face. Și ei zic, Dumnezeu își limitează cunoașterea lui, lăsând cumva deciziile tale să determine până la urmă ce se va întâmpla. Da? Din nou, veți găsi, fără ca să-i numesc, în România și asemenea idioți. Da? 4. Dumnezeu își asumă riscuri, zic unii. Își asumă riscuri. Pentru că Dumnezeu nu știe viitorul, dar totuși ia decizii cu o țintă în minte, face lucruri cu posibilitatea că planul său va fi derutat, va fi zadarnic. Și asumă riscul. De exemplu, unii zic că Dumnezeu a vrut să-și ducă poporul său în țara promisă, i-a promis la Moise că îl duce în țara promisă, dar până la urmă, zadarnic, și-a asumat riscul, n-a mers cum a vrut și așa mai departe. Sau Dumnezeu și-a propus să creeze o lume perfectă și toată umanitatea să trăiască în părtășie cu el, dar Adam și cu Eva și cu șarpele au deviat planul. Da? Și a venit planul B. Și în planul B, it's ok, din nou, vreau ca toată, Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, da? Nu? Vreau ca toată umanitatea ca să fie, dar până la urmă, oamenii care n-au vrut, asta îi, Dumnezeu își asumă riscul, da? Dumnezeu își asumă riscul. Ajungem până la etapa finală. Dumnezeu face, ia acțiunea cea mai costisitoare și îl trimite pe Fiul Său ca să moară pentru întreaga lume. Și asumă riscul că s-ar putea ca nimeni să nu creadă, ca tot să îl respingă. Asta e riscul care și-l asumă, da? Asta e riscul care și-l asumă. Dumnezeu joacă la zaruri cu viitorul, da? Mai zic unii că Dumnezeu învață. Pentru că Dumnezeu nu cunoaște viitorul, de fiecare dată când ajungem într-o nouă existență, da, într-o nouă etapă a timpului, adică, de exemplu, ziua de mâine, Dumnezeu învață lucruri noi. Dumnezeu învață lucruri noi, da? Este cumva implicit acest lucru. Dacă astăzi Dumnezeu știe tot ceea ce a fost până astăzi, atunci mâine înseamnă că Dumnezeu știe un pic mai mult decât a știut astăzi. Este logic dacă adopți poziția aceasta. Unii zic că Dumnezeu face greșeli sau îi pare rău sau se căiește la propriu de anumite acțiuni, cum ar fi, de exemplu, în Iona 3 am văzut. Și unii ar zice, uite, Dumnezeu clar și-a propus una și-a făcut alta, da? Zic că Dumnezeu își schimbă părerea sau își schimbă mintea, da? Pentru că Dumnezeu nu poate ști cum agenți liberi, cu voință liberă, vor acționa în viitor,
În momentul în care noi acționăm, Dumnezeu își schimbă mintea, schimbă părerea după acțiunile noastre. Mulți oameni cred că rugăciunea așa funcționează. Mulți oameni cred. Mulți oameni cred că de aceea trebuie insistent să stăruie în fața lui Dumnezeu ca să-i schimbe mintea. Și în momentul în care arăți din Scriptură unui asemenea om că Dumnezeu este neschimbător, că Dumnezeu nu se poate schimba, întrebarea lor este, pe atunci de ce să mă mai rog? De ce să mă mai rog dacă nu-L pot schimba pe Dumnezeu, da? Deci unii cred că Dumnezeu se schimbă după acțiunile și după deciziile noastre, da? Și din nou, regăsiți teologia asta predicată și regăsiți teologia asta practicată peste tot la noi în țară, da? Haideți acum să interogăm puțin acest punct de vedere teologic ca implicațiile acestei erezii să devină evidente. Pentru că la suprafață sau felul în care se prezintă de multe ori sau se manifestă chiar în mediul evanghelic poate să pară inocent. Dar dacă lăsăm aceste erezii ca să meargă la concluzia lor logică, lucrurile stau destul de grav. Da? De exemplu, dacă Dumnezeu poate avea noi cunoștințe care nu le-a avut ieri, de exemplu, înseamnă că El poate învăța și teismul deschis spune asta. Atunci este evident că Dumnezeu crește în cunoaștere și în înțelegere și se schimbă, da? Crește în cunoașterea Lui. Concluzia este că acel Dumnezeu nu poate fi considerat nici perfect și nici infinit. Dacă putem măsura un atribut al Lui și spunem ieri ai avut X cunoștință și astăzi ai X plus 1, cunoștința Lui, cel puțin acel atribut al Lui Dumnezeu, nu este infinit. Mai mult decât atât, înseamnă că Dumnezeul care este proclamat de această filosofie nu este perfect. Eu dacă învăț din greșelile mele de astăzi pentru mâine, înseamnă că am devenit mai bun, da? Mai desăvârșit. Dumnezeu, dacă învață, ar dovedi la fel cum eu dovedesc că ieri n-am fost perfect, că ieri am făcut greșeli. Ceea ce este o concluzie tragică să tragi despre Dumnezeu. Dacă afirmăm că Dumnezeu face greșeli sau că își poate schimba mintea bazat pe noi informații, atunci întrebarea care trebuie să ne opunem este dacă putem avea încredere într-un asemenea Dumnezeu. Cum știm că nu-și va schimba părerea referitor la noi? Referitor la tine? Cum știi că ceea ce ți-a spus astăzi va mai fi valabil în 10 ani? Cum știi că la un moment dat nu se satură de tot experimentul ăsta numit Pământ? Și zice, știi, planul meu a fost ca să mă duc până la capăt, să revină Hristos în glorie, dar m-am săturat. Am văzut că ăștia sunt așa de grei de cap că n-are rost. Nimicesc tot Pământul și o iau de la zero. Dacă Dumnezeu se poate schimba, dacă ceea ce a hotărât din veșnicie mai se poate modifica, nu ai cum ști. Și nu te poți baza pe cuvintele Lui mai mult decât te poți baza pe cuvintele mele. Dacă, de exemplu, încerc ca să vin mâine ca să te ajut, nu știu, să-ți faci curat în casă sau să strici acolo un perete sau nu știu de ce ai nevoie, da? Și eu zic, da, frate, vin. Da? Tu mă crezi. Dar n-ai fi nici foarte surprins dacă n-aș veni, nu? De ce? Pentru că sunt multe lucruri care se pot întâmpla. Pot să nu fiu capabil să vin, sau pot ca să mă sucesc peste noapte, să zic, și eu l-am chemat pe Bogdi să mă ajute, dar nu a venit. Tău încolo de treabă. Nu mă duc. Nu merită. Nu merită. Da? Știi ceva? Bogdi ar fi dezamăgit, dar n-ar fi total. În schimb, când citim în cuvântul lui Dumnezeu că El a luat anumite hotărâri, că El are un plan din veșnicie, noi știm că ne putem baza pe Dumnezeu. Noi știm că nimic nu se va schimba în voia lui Dumnezeu. Ce fel de Dumnezeu ar fi acela
care își schimbă părerea și schimbă mintea cum ne-o schimbăm noi. Da? Cum ne-o schimbăm noi. Nu știu ce încredere ai putea avea, nu știu ce consolare ai putea avea, nu știu ce confort ți-ar da să știi că ai un Dumnezeu care își poate schimba punctul de vedere la orice moment. Cu atât mai mult, Biblia afirmă că Domnul nostru Iisus Hristos a purtat păcatele noastre pe cruce. 1 Petru 2, 24 ne arată într-un fragment doctrina imputării, adică doctrina care spune că păcatul meu, păcatele mele, toate păcatele lui Mihai Levi Marian au fost transferate asupra Domnului Iisus Hristos și au fost pironite împreună cu El la cruce. Și El a purtat toate păcatele mele. Este această învățătură biblică care îmi dă mie siguranța că sunt mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar dacă credem într-o variantă deschisă asupra lui Dumnezeu, cum a știut Dumnezeu ce păcate să pună pe Hristos pe cruce? Care păcate le-a purtat Hristos? Care păcate? A pus pe Hristos păcatele noastre la propriu, toate păcatele noastre, sau a pus doar potențialele noastre păcate, care a crezut El că ar fi în stare Mihai să le facă? Dacă a greșit, pentru că Dumnezeu nu știe tot și Dumnezeu poate ca să învețe lucruri noi și Dumnezeu poate să se schimbe și Dumnezeu poate să greșească și n-a pus toate păcatele mele asupra lui Hristos. Și ajung la final și zic, oh, nici n-am crezut că vei fi în stare de o asemenea porcărie cum ai făcut în 2017. Nu m-am gândit ca să pun păcatul ăla asupra lui Hristos. Unii spun, sau altă variantă ar fi, dacă a pus păcate care nu le-a comis nimeni. Adică zic, măi, imaginează toate păcatele care le-ar putea face Ciprian, da? Și le pun pe toate. Dar Ciprian nu face toate păcatele alea, face numai jumătate din ele. A plătit Hristos pentru păcate imaginare? Ajungem la niște aberații atunci când nu avem o doctrină a imputării corectă și biblică. Și doctrina corectă este că Hristos a plătit nominal, adică pe nume, da? Și punctual, păcat cu păcat, pentru fiecare persoană care e răscumpărată prin sângele Său. Nu mai mult și nu mai puțin. Unii vor spune, nu, ispășirea a fost așa generală, adică a plătit doar soiuri de păcate, feluri de păcate, genuri de păcate, gen lăcomia, ura și așa mai departe. Și în ăstea se pot cuprinde toate păcatele. Dar atunci, din nou, Hristos nu a purtat păcatele tale, a purtat doar păcatul în general, conceptul păcatului. Și asta nu te ajută pe tine cu absolut nimic. Pentru că ai nevoie ca cineva, și anume Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să plătească păcatele tale. Plata oricărui păcat din viața ta, oricare dintre ele. Da? O singură minciună, un singur păcat, o singură dezonorare a lui Dumnezeu, plata acelui păcat este o veșnicie de moarte spirituală, de mânie din partea lui Dumnezeu. Ca tare, dacă un singur păcat nu este plătit de Hristos, plata păcatului este moartea. Este nevoie ca Hristos să fie plătit păcatele tale, nominal și punctual. Ce este sub atac atunci când lumea creștină adoptă acest curent filosofic și teologic, este Evanghelia. În cele din urmă, nu poți denatura un aspect al naturii lui Dumnezeu fără ca să denaturez Evanghelia. Cei mai mulți oameni fac aceste jocuri cu natura lui Dumnezeu pentru că nu le convine ceva despre natura lui Dumnezeu. Ironia este că încercând să facă un Dumnezeu care le este mai acceptabil, își fac un Dumnezeu care nu le este niciun folos. Pentru că un Dumnezeu care nu cunoaște totul nu te poate mântui pentru că nu este Dumnezeu. Evanghelia este sub atac când cineva spune că Dumnezeu nu cunoaște toate lucrurile sau că își limitează cunoștința sau că Dumnezeu nu este suveran și în control asupra tuturor lucrurilor.
Un Dumnezeu care nu este suveran peste toate lucrurile, care nu cunoaște toate lucrurile, care este limitat în orice sens în caracterul și natura sa, decât de caracterul și natura sa, nu este un Dumnezeu care te poate mântui. Care sunt confuziile textuale care le face teismul deschis? În primul rând, teismul deschis nu înțelege expresiile antropomorfice, adică expresiile care vorbesc din perspectiva omului, da? Sau vorbesc într-un fel ca omul ca să înțeleagă. Dumnezeu, deseori, în Sfintele Scripturi, vorbește în termeni umani, în așa fel încât ceea ce zice Dumnezeu să fie relativ la felul în care omul ar exprima acel adevăr. Pentru că în felul acesta îl putem înțelege. De exemplu, dacă citiți Geneza 1 și 2 și vedeți felul în care Dumnezeu descrie creația, imaginați-vă că Dumnezeu ar fi putut, în înțelepciunea lui infinită, să ne dea un manual de mii și mii și sute de mii de pagini, în loc de Geneza 1 și 2, de fizică cuantică. Și să zică, haideți să vă explic vouă, în termeni de fizică cuantică, cum am creat Universul. Și să ne dea acolo, pac, milioane de pagini de fizică cuantică. Da? Să nu credeți că e o exagerare, că sunt milioane de pagini de fizică și de știință și nu cunoaștem nici cât e subunghe din ceea ce înseamnă Universul ăsta. Da? Dacă Dumnezeu ne-ar fi dat, prin Moise, i-ar fi pus Moise în cap să scrie jos, toate formulele acestea de fizică ne-ar fi ajutat la ceva? Ne-ar fi ajutat la absolut nimic, pentru că n-am fi înțeles nimic din ele. Am fi stat toată viața noastră să privim la ele și să zicem, dar ce-i cu astea? Da? În schimb, Dumnezeu ne vorbește în Geneza 1, în Geneza 2 și peste tot în Scriptură, în termeni în care noi putem ca să-i înțelegem. Da? Care noi putem să-i înțelegem, care sunt relativ nouă. Altfel nu ne-ar folosi la nimic. Altfel ar fi străin pentru noi Dumnezeu. În felul acesta, Dumnezeu exprimă multe lucruri, inclusiv emoții, inclusiv decizii și așa mai departe, dintr-o perspectivă antropomorfică, dintr-o perspectivă umană. Dumnezeu își exprimă mânia lui din perspectiva aceasta, regretul, mila și așa mai departe. Deci pur și simplu Dumnezeu se pune în situația respectivă de multe ori, da? Și descrie reacția lui din perspectiva omului. Și dacă ești atent, vei zice, la Dumnezeu i-a părut rău. Dar nu înseamnă că el n-a știut ce se va întâmpla. El exprimă felul în care noi am înțelege ce se petrece acolo, da? El exprimă emoția care el o are față de, relativ la noi în acel moment. Și vreau să vă dau un exemplu. Deci faptul că Dumnezeu vorbește relativ nouă nu înseamnă că el n-are cunoștință absolută. Un exemplu foarte banal. Eu am copii, le cunoașteți, două fetițe. Eu am știut foarte, foarte clar, înainte ca să fie născute, că ele vor fi născute cu ajutorul Domnului, că vor crește mari și că vor fi niște păcătoase. Și vor greși des. Și vor supăra-o pe maică-sa și pe mine des. Am știut asta. Cu certitudine am știut lucrul acesta, da? Cu certitudine. Acum, când Casey, de exemplu, vorbește foarte urât față de Anca, credeți că sunt întristat? Realmente, credeți că mă întristează lucrul acesta. Dar de ce? Că eu știam că ea va face boacăne din astea. Adică, cum pot fi întristat de un lucru care știam că o să se întâmple? Pentru că preștiința unui lucru nu exclude faptul că pot avea un sentiment real față de acel lucru. Da? Când Dumnezeu se pune într-o situație în timp și spațiu și ne prezintă perspectiva Lui, și el spune, de exemplu, măi, regret și mă doare că am făcut până la urmă toată omenirea asta. El nu ne spune că el n-a știut că lucrurile vor merge exact așa. La fel cum eu știam că Casey și cu Ivy ne vor dezamăgi în viață. Durerea este autentică, da? Cunoștința este autentică, dar este prezentată în așa fel încât eu să înțeleg. Să înțeleg inima lui Dumnezeu, să înțeleg sentimentele lui Dumnezeu. Și mi le prezintă într-un fel relativ. Nu m-ar fi ajutat cu nimic ca Dumnezeu să-mi fi zis să... Eu știam că voi veți face lucrul acesta. Nu mă surprinde cu absolut nimică. Dar, într-un mod care tu nu poți să înțelegi, totuși am capacitatea,
în infinitatea mea să simt durere față de acest eveniment. Dacă Dumnezeu ne-ar fi vorbit așa, nu ne-ar fi ajutat. În schimb, ne ajută ca să vedem că Dumnezeu este întristat atunci când păcătuim. Că Dumnezeu este întristat atunci când nu ascultăm de El. Da? El vorbește în termen relativ nouă ca noi să putem înțelege. Și lucrul acesta vedem despre toate sentimentele lui Dumnezeu. De exemplu, despre mânia lui Dumnezeu. Uitați-vă acasă la Deuteronom 9:8. Despre regretul lui Dumnezeu. 1 Samuel 15:11. Despre mila lui Dumnezeu. Judecător 2:18. Și despre evenimente. Geneza 6:6. Un text care l-am menționat mai înainte. Sau Exod 32:14. Sau multe, multe altele care le-am putea nota și vi le pot pune la dispoziție, în care Dumnezeu vorbește într-un fel ca să fie pe înțelesul nostru. Da? Ca să fie pe înțelesul nostru. În al doilea rând, nu înțeleg că Dumnezeu de multe ori vorbește în termenii acestea de a să căi față de planurile sale revelate. Da? Dar că asta nu schimbă faptul că există o decizie tainică a lui Dumnezeu care este neschimbată. Din nou, este o aparentă căință sau schimbare față de ceea ce ne-a revelat nouă din planul lui infinit. Avem locuri în Scriptură unde vedem că Dumnezeu aparent să căiește. Dar țineți cont de faptul că de fapt tot ce se întâmplă este că Dumnezeu acționează și vorbește în acele momente relativ cu cadrul nostru în spațiu și în timp. În spațiu și în timp, da? Dumnezeu inițiază o acțiune, Dumnezeu dă o revelație care spune că El va nimici, de exemplu, o cetate și ajunge la ziua în care Dumnezeu iartă acea cetate, cum e vorba la Ninive, și acolo spune că s-a căit. Ce se întâmplă? Dumnezeu n-a știut de la început că ei se vor pocăi și că El îi va ierta? Cu siguranță că a știut. Doar El ne-a dat doar fragmente revelate din voia Lui, da? În așa fel încât noi să înțelegem mesajul care trebuie transmis acolo. Și mesajul care este transmis acolo este: pocăiți-vă, dacă nu veți pieri. Ăsta este mesajul care noi trebuie să-l înțelegem de acolo. Mesajul nu este nici de cum, din Iona, de exemplu, să înțelegem că știi, Dumnezeu oricum știe dacă o să ne pocăim sau nu o să ne pocăim, așa că n-are nicio treabă dacă ne pocăim sau nu ne pocăim, hai să stăm numai liniștiți. Nu ăsta e mesajul cărții, da? Nu asta a vrut să comunice Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să vorbească împotriva cetății Ninive, ca să producă pocăința, ca să ierte. Și le-a dat doar fragmente, vorbind din punctul lor de vedere relativ în timp și spațiu, încât ei să înțeleagă acel mesaj, da? Așa cum ziceam, El se raportează corect relativ la poziția noastră, la poziția noastră și corect față la deciziile noastre, care oricum le știa din veșnicie. Dumnezeu nu este surprins prin aceste lucruri. Dacă vă uitați în Ieremia 18:8, veți vedea un text care arată foarte bine felul în care acest dinamic lucrează în Dumnezeu, da? Ieremia 18:8. Dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, adică o judecată, se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi va părea rău de răul pe care îmi pusesem în gând să îl fac. Da? Cum întrebarea ei, știa Dumnezeu dacă neamul acesta se va pocăi sau nu se va pocăi? Știa. De ce le vorbește așa? Ca ei să înțeleagă care sunt consecințele nepocăinței. Asta e scopul revelației aici. Nu ca să le dea o teorie filosofică despre cum lucrează voința lui Dumnezeu. Da? Nu să facă teologie sistematică cu ei. Să le spună că dacă nu se pocăiesc, judecata lui Dumnezeu rămâne asupra lor. Asta e scopul mesajului. Dumnezeu vorbește relativ cu ceea ce noi putem înțelege și relativ situației în care acești oameni se află. Da? Și sunt multe alte texte care intră în această categorie. În al treilea rând, Biblia are foarte multe sintagme condiționale, care trebuie luate ca și atare, ca și condiționale. Când Dumnezeu vorbește în termeni condiționali, de genul, dacă faceți asta, se va întâmpla cu tare. Dacă nu faceți cu tare, se va întâmpla respectiva acțiune. Da? Nu înseamnă că Dumnezeu nu știe ce vom face. Din nou,
înseamnă doar că el ne descrie rezultatul deciziilor noastre sau acțiunilor noastre. El știe deja ce se va întâmpla. Noi nu știm ce se va întâmpla. Și el vrea să ne prezinte care sunt posibilitățile. Este pentru beneficiul nostru, nu că el nu știe ce se va întâmpla, da? El spune, uite ce se va întâmpla dacă asculți de mine și uite ce se va întâmpla dacă n-asculți de mine. Tu fă ce vrei. Eu știu ce vrei, faci, da? Așa este mintea lui Dumnezeu. Nu este ceva, acum Dumnezeu așteaptă să vadă care vei alege. În niciun caz. Dacă Dumnezeu, atenție, dacă Dumnezeu ar fi precum spune teismul deschis, adică că este limitat în cunoașterea Lui, nici măcar această afirmație n-ar putea să o facă cu credibilitate, și anume, dacă faceți asta se va întâmpla cu tare și dacă faceți cealaltă se va întâmpla cu tare. Cum ar ști? Dacă persoanele în discuție aleg varianta 3, dacă nu iau nicio decizie, dacă aleg varianta 1, Dumnezeu începe să facă ce s-a propus să facă și intervine un alt factor. Un Dumnezeu a unui teist deschis nici măcar nu poate să-ți dea două variante și să zică A sau B și uită consecințele. Pentru că nici el nu are cum să știe consecințele, pentru că consecințele sunt mâine și mâine nu s-a întâmplat și cunoașterea lui este limitată. Da? Ajunge la niște absurdități, dar veți fi mirați câți oameni sunt dispuși să ajungă la absurdități. 4. Deseori în Scriptură, Dumnezeu, vorbind în felul acesta, o face ca să ne pună la încercare, pe noi să ne pună la încercare, da? El nu o face pentru că El nu știe ce noi vom face, ci pentru că avem nevoie ca să ni se descopere nouă anumite lucruri despre inima noastră, da? De multe ori, de exemplu, dacă ne uităm în Exod, vedem că Dumnezeu pune poporul lui la încercare în pustie și spune, pentru ca să văd ce va face inima lor. Chiar Domnul nu știe ce va face inima lor, ce va hotărâ inima lor? Da, de ce a făcut-o? Pentru ca poporul ca să vadă care este starea lor spirituală. Da? Dumnezeu când pune la încercare pe om, nu o pune pentru beneficiul lui, ne pune pentru beneficiul nostru. Nouă să ni se descopere starea noastră. Nouă ca să ni se descopere ce fel de caracter avem. Noi să știm ce fel de decizii vom lua în acele situații. Nu Dumnezeu. Este și absurd ca să afirm așa ceva. 5. Sunt multe texte în Biblie în care Dumnezeu pune întrebări. Realmente pune întrebări. Dar faptul că se pune o întrebare din partea lui Dumnezeu nu necesită faptul că El nu știe răspunsul. E aberant să crezi că dacă pui o întrebare nu poți ști și răspunsul. Da? A insista că Dumnezeu de aia întreabă lucruri că El nu știe este copilărește. De exemplu, eu la studiu de multe ori vă pun întrebări. De fapt, tot timpul pun întrebări. Dacă eu n-aș ști răspunsul la întrebările care le pun, nu cred că ar fi un studiu foarte eficient. Da? Eu vin și pun o întrebare. Și după aia zic, vă știți ceva despre întrebarea asta? Nu știți nici voi nimic, ha? Asta e, am terminat studiu. Voi nu știți, eu nu știu ce rost are. De ce mai vin ca să vă pun întrebări dacă știu deja răspunsul? Da? Pentru beneficiul vostru pun întrebările, da? Ca prin ceea ce se întâmplă aici, ca să ajungeți și voi ca să știți răspunsul la acele întrebări. De asemenea, și Dumnezeu, nu că mă compar eu cu Dumnezeu, de asemenea, și Dumnezeu pune întrebări pentru beneficiul nostru. Uitați-vă, de exemplu, la un text din Noul Testament care exemplifică foarte bine acest dinamic, da? Ioan 18, de la 3 la 5. Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aproți trimiși de preoți, cei mari, cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. Este vorba de trădarea Domnului Iisus Hristos, vin să-L aresteze, da? Și acum versetul 4. Iisus, care știa tot ce avea să-i se întâmple, știa tot ce avea să-i se întâmple, a mers spre ei și le-a zis, pe cine căutați? Hopa, stai un pic. Iisus știa tot ceea ce urma să se întâmple, Iisus știa că îl caută pe el și merge la ei și spune, pe cine căutați? De ce? De ce n-a zis, pe mine mă căutați? Hei, eu știu care e toată faza aici. Da? De ce? Pentru că tot ceea ce se întâmplă acolo este spre beneficiul nostru. Da? Toată istoria aia care se întâmplă acolo este spre beneficiul nostru. Nu este momentul respectiv, n-are de a face cu faptul că Hristos vrea să-și arate cunoașterea lui.
Și el pune o întrebare ca lucrurile să decurgă în așa fel încât noi să intrăm în cunoștința unor adevăruri prin acele evenimente. De asemenea, Dumnezeu face același lucru. Pune întrebări de multe ori la care clar că știe răspunsul, dar vrea ca omul să-și pună întrebarea. Vrea ca omul să dea un răspuns și să ajungă la cunoștința unor adevăruri. Miza, și de ce se răstălmăcesc în felul acesta textele acestea, nu este doar din pură ignoranță, răstălmăcirea asta. Există o miză aici, deși sunt și mulți ignoranți. Miza este așa privită libertatea omului. Omul, mai ales modern, nu poate trăi cu conceptul unui Dumnezeu absolut care îi limitează lui libertatea. Și caută prin răstălmăcirea Scripturii să-L limiteze pe Dumnezeu. Pentru că în conceptul lor, dacă Dumnezeu este în mod absolut suveran, atotputernic și așa mai departe, omul n-are cum să fie liber. Ba așa de deranjat este omul de faptul că Dumnezeu este absolut, că omul nu poate să-L aibă nici măcar pe un Dumnezeu care doar știe ce va face mâine. Și asta îl deranjează pe om. Omul vrea să fie total autonom. Ca Dumnezeu nici măcar să nu știe ce va face El. Ca decizia omului, zic ei, să fie cu adevărat liberă. Atenție! Atunci când autonomia omului este afirmată, în mod necesar până la urmă, natura lui Dumnezeu, în mod necesar și inevitabil, teologic vorbind, va fi limitată. În orice sistem teologic, unde se caută ca omul ca să fie ridicat, în orice sistem umanist, unde se caută ca libertatea omului ca să fie ridicată, în mod inevitabil va fi compromis caracterul lui Dumnezeu, da? Și libertatea lui Dumnezeu. Fără excepție. Lucrul acesta este adevărat. În termeni biblici, nu se discută despre doi agenți morali cu adevărat liberi, adică Dumnezeu și omul. Biblia nu are conceptele acestea. De a pune libertatea omului și libertatea lui Dumnezeu în paritate. Nu există așa ceva în termenii creștinismului, da? Și orice încercare teologică de a încerca să pui libertatea omului în paritate cu libertatea lui Dumnezeu va fi falimentară. Pentru că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Și libertatea lui, cunoștința lui, atotputerea lui, suverenitatea lui, fac parte din identitatea lui. Atunci când noi vrem să ne elevăm, în orice fel să fim în paritate cu Dumnezeu, vom altera, teologic vorbind, natura lui Dumnezeu. Limitarea cunoașterii lui Dumnezeu sau puterii lui Dumnezeu, nu contează până la urmă dacă tu crezi că El și-o autolimitează sau nu, este întotdeauna prețul care trebuie plătit dacă vrei ca să afirmi autonomia ta. Vei trăi cu concepția unui Dumnezeu limitat. Vei trăi cu concepția unui Dumnezeu alterat. Și mulți oameni nu-și dau seama. Mulți oameni și în ziua de astăzi cred anumite valențe acestei filosofii, predică anumite nuanțe ale acestei filosofii și în mod explicit sau implicit neagă Evanghelia Domnului Iisus Hristos prin aplicarea acestui sistem filosofic, care de altfel este foarte popular în ziua de astăzi, pentru că este în linie cu gândirea postmodernistă, cu gândirea relativistă, da? Ele se găsesc, cum ziceam, în multe amvoane în țară. Trebuie avut mare grijă. Cum reacționăm sau cum interacționăm noi cu oameni care sunt expuși la acestea. Aș sublinia, de exemplu, și cu asta vreau să închei, să mai las loc de câteva întrebări, aspectele legate de problema substituției lui Hristos în locul nostru, de problema ispășirii noastre, ispășirii păcatelor noastre. Va fi necesar ca să iei cumva cu pași mărunți, pentru că dacă confrunți pe cineva care evident dă semne de asemenea convingere și zici, a, deci tu crezi că Dumnezeu nu știe totul. Nu să zic că da, eu cred că Dumnezeu nu știe totul. Nu, cum să nu? Dumnezeu e atot știutor. Trebuie să pui degetul pe rană. Ok. Dumnezeu
știe din veșnicie, adică n-a fost vreodată un timp în care nu a știut, înainte ca să te fi creat pe tine sau pe copilul tău, dacă veți fi mântuiți? Și ceea ce știe El este neschimbabil? Adică dacă Dumnezeu știe din veșnicie că va merge în iad, acea persoană va merge în iad, corect? Să pui degetul acolo. Păi de ce să-i fac așa ceva, frate? Pentru că e foarte dureros. Pentru că dacă nu îi permiți ca să meargă pe lanțul logic până acolo unde neagă eficiența Evangheliei, da? Până acolo unde crede că El îl poate determina pe Dumnezeu să facă ceva. Deci când discuți cu persoane care au asemenea convingeri, nu va merge doar să zici, tu crezi sau nu crezi că Dumnezeu știe totul? Toți oamenii aparent cred că Dumnezeu știe totul. Și teiștii deschiși spun că Dumnezeu știe totul, doar că redefinesc termenul totul. Da? Trebuie să le creez un cadru în care se înțeleagă, în care se înțeleagă exact ceea ce îi întreb. Da? Cel mai bine prin exemplificare. Fie, de exemplu, cu exemplul mântuirii sau cu alte exemple. Eu cred din toată inima că suveranitatea lui Dumnezeu și a tot știința lui Dumnezeu sunt elemente esențiale care trebuie predicate și care trebuie crezute pentru ca să fii mântuit. Eu nu cred că poți fi mântuit de un Dumnezeu care nu este Dumnezeul Scripturii. De aceea pentru mine teologia a reformat între ghilimele. Nu e un hobby, nu e o pasiune, eu cred că reprezintă cel mai corect Evanghelia lui Hristos, sistematic vorbind. Cred lucrul acesta. Și cred că cei care au alterări în teologia lor de genul acesta sau nuanțe, sunt foarte mare pericol. Sunt la un pas de a ajunge, de a nega Evanghelia fără să-și dea seama. Ca tare, eu nu bag degetul în rană pentru că îmi place să-i văd cum plâng. Bag degetul în rană pentru că vreau ca să aibă siguranța mântuirii în Domnul Iisus Hristos și doar în Domnul Iisus Hristos. Da? Important de înțeles lucrul acesta. Nu e un joc teologic sau filosofic. Nu facem doar polemică, că nu avem ce face. Vrem să fim siguri că oamenii îl cunosc pe Dumnezeul Scripturii și că și-au pus veșnicia și încrederea în Dumnezeul Scripturii. Și asta nu ne aduce bucurie noastră să vedem că ei suferă din cauza asta. Ne aduce bucurie atunci când vedem că ei îl cunosc pe Dumnezeul Scripturii și ajung ca să-L cunoască așa cum este El.